Cu o veste medicală la fel de tristă, din păcate, Hertha Müller, deținătoarea premiului Nobel pentru literatură, a fost internată de urgență într-un spital din Germania. Scriitoarea de origine română a fost supusă unei intervenții chirurgicale, iar în acest moment este la terapie intensivă. Deocamdată medicii nu au făcut public motivul problemelor sale de sănătate, dar se pare starea acesteia este critică, din moment ce medicii nu au aprobat transferul la Berlin, orașul de reședință al scriitoarei. Autoarea în vârstă de 60 de ani era așteptată la un festival de literatură organizat săptămâna aceasta la Iași.